Dulceață sau peritea de rodie cu caramel. Despre rodie am mai vorbit ca despre un adevărat dar miraculos al naturii. Este plină de vitamine, are un efect tonic și proprietăți miraculoase. Vitaminele și antioxidanții din rodie luptă împotriva multor boli ca diabetul, bolile de inimă, ulcer și cancer. Rodia reduce colesterolul rău, dar și microbii din cavitatea bucală, reducând astfel apariția cariilor. Luptă împotriva anemiei datorită fierului conținut, care ajută la producerea globulelor roșii. Nu în ultimul rând, rodia încetinește procesul de îmbătrânire și al producerii ridurilor. Ingrediente: 5 rodii, 1 kg de zahăr, 1 pahar de apă. Punem la fiert într-o tigaie zahărul cu apa și îl lăsăm până când apa se evaporă, iar zahărul începe să se coloreze fără să se ardă. Curățăm rodiile și punem sâmburii în zahărul ars, unde mai dau un clocot. Nu mai fierb mult, deoarece siropul este deja gros. Dacă rodia este foarte dulce, putem pune puțină zeamă de lămâie. Pentru peltea, se strecoară semințele și se oprește doar siropul, care se mai îngroașă la răcire. Deși multă lume așa procedează, totuși oamenii de știință ne sfătuiesc să mâncăm și semințele, deoarece ele conțin magneziu, calciu, zinc, fier, multă vitamină K și E, fiind benefice pentru organism. Astfel că putem pune în borcane și cu semințe și fără și nu vom avea decât de câștigat.